Ok, băieți, bine v-am regăsit cu al Bine doilea v-am episod. Regăsit în episodul 2. Da. În care acum metăm UHC România aici. O să vedem iar ce fac participanții noștri. Vedem că acum au mai evoluat lucrurile, toată lumea are aproape full iron, dar din păcate mulți s-au pierdut din viață. Ne putem uita aici în tab, vedem mulți care și-au luat inimii în minus, dar cu siguranță vor fi în stare să-și găsească ei acolo un măr și câteva au să-și regenereze. Acum văd că marea majoritate deja e full fier, e frate. E full fier și caută gold din câte vezi. Toată lumea e la căutat de uite, gold. Uite, cam toți acum. No, oameni buni, uitați încă o dată să apăsați butonul de like, strângem acolo foarte multe like-uri dacă vă place acest concurs și vreți să facem mai multe sezoane. Dacă strângeți foarte multe like-uri prin vară, vă spunem noi așa un mic spoiler, vă așteptăm mai multe surprize, mai multe peripeții așa competitive. Deci, post. Da. Vino la sneak. Ia să vedem. Și uite-te la... Bă, mamă, are un witch de ăsta, frate. Deci dacă el dă de witch-ul ăsta, știi că... Uiciu, când îți dau un poison de la nesimțit, ajungi la jumătate de inimă, știi? Da, sunt... Mamă, deci e foarte aproape. Ar fi cam rip, frate, dacă... Meh. Dar stai așa, X Super Geo era foarte aproape de... acel... LOL, pe Legend Battle a luat un Silverfish mor. Ia. A dat de... E în Extreme Hills aici, nu? Da, e în Extreme Hills. Mamă. Oh, LOL. Legend Battle, cât are Legend Battle? Să vedem. Are full! Are full pe... Are a, full. L-a omorât, bravo. Nu, a avut... Are full, super, super tare, frate. Beton. Chiar se descurcă bine aici, la un Y destul de jos, adică chiar are foarte uite, mult uite, șase. Uite, cineva a pierdut niță, a pierdut niță, tâpă niță. Ia să de ce a pierdut el niță. S-a bătut chiar cu schelete, cu un zombie ceva. Și Rocky Games a pierdut jumătate de inimioară. Hai vezi, avem... mă, dar uite ce are niță. Ce are? Uite cât a pește, era da, am văzut, da. Și dacă se aruncă pe aici. Diamante unde? Uite aici diamante, deci dacă vine aici boss. Mamă, are sabie, dar e și un creeper, vezi cum spawnează diamante și creeper lângă. Mamă. Uite, sunt mulți mobi. Bă, și nici acum practic nu știe că acolo erau diamante. Când o să uită pe filmarea noastră o să... O să-și dea pumn în cap, sigur. Aaa. Bă, dar nu a găsit nimeni gold, tu vezi? N-a găsit nimeni gold? Bă, poate au găsit, nu știi. Poate la un inventar, nu știu. Da, cine știe. Da, se găsește greu goldul, frate. Da, deci greu. Goldul, din punctul meu de vedere, goldul se găsește mai greu decât gold aici. Uite gold aici. Mai greu decât diamantul, nu? Da, uite gold. Uite gold. Da, goldul se găsește greu, frate. Sau mai cel ales. Puțin la fel, cu siguranță, la fel de greu. Mamă, uite că e lângă border, vezi? Uite, dă-te pe să-i scăniță, era zici pe lângă border. Rebel, mi-a dat mie tel, ci că le putem da un golden apple cu gift când omoară pe cineva. Pe asta ar fi... nu s-au omorât între ei, nu? Nu, dar știi care e treaba? Mă gândesc, mamă, Nița mi-a pierdut viață. Mamă, Nița, eu știam că el e așa foarte încântat, că știi, eu fac tot, rup tot, da. LOL, Rocky, Rocky Games, mare întreim, da. Cum a pierdut atât de și avea full, mai ții minte? Da, 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 da. Mamă, și chiar îl lăudam, uite, ia, e un câine sau? N-are mâncare, n-are mâncare. Uaaa, nu spune că moare n-are de... mâncare. Moare de foame. Bă, dar uite, să mănânce carne aia, frate, așa cum este. Doamne, mai are jumătate. Deci, bă, are, el a pus la prăjit, dar poate mânca și fără să prăjească, nu? Nu pot să nu? Cred, da, putea să mănânce și oh fără să prăjească. Oh my god. Rip, Rocky. Nu, că nu, îi se oprește la jumătate de inimă, dar a pierdut viața și nu mai are cum să-și facă viața, de știi? De capul meu, da. Oh my god, păi bă, eu în locul lui mâncam o carne chiar așa crudă, că măcar mi se oprea pentru 10 secunde exact. Sau cât era hungerul. Săracul Rocky. Cred că, fai de capul meu. Nu știu, cel puțin așa aș fi făcut, frate, cred că toți am fi mâncat crudă. Deci, că Rocky... nu te omoară, am pus special pe normal, pe normal nu vă omoară, pe hard vă omoară, dar da, știi? Da, no, ce deci... vreau să spun, de mă rog ăla, cum spunea Rebel D, ce zici? Mi s-ar părea ok, știi de ce? Pentru că... Sau bă, poate i-a dat witch-ul, ba nu, că a, a foame, na. Da. Mi se pare ok că dacă se bat mai mulți, să primească și un premiu când îl omoară pe altul, știi? Că după mă gândesc că n-ar fi foarte echilibrat, ce zici? Da, 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 e ok așa. Uite, uite-te la Asi Mădălin, Asi Mădălin a ajuns în Mineshaft. Mi se pare mie sau Niță? A pierdut Niță, viață, nu știu ce. Mama, a pierdut multă viață Niță. Mai are doar 4 inimi, dar uite-te la Asi Mădălin că e în Mineshaft. Și oh my god, a ajuns să-ți în Mineshaft. Da, da, da. E bunaticul, ce face el aici. Hai să le dăm, le dau eu crusie, că le dau un măr de aur când omoară pe cineva, nu? Da, da, da. Primesc un măr de aur, dar simplu, nu de la OP. Ca să nu se gândească că... Da, mă gândesc că știu. Da, da, probabil. Oh my god, ce? A murit Rocky. A murit Rocky. Pa, pa. Nu știu cum a murit, adică mai avea jumătate de inimă. Mai avea jumătate de inimă, a luat un full damage la un ceva. Hai și... să-l băgăm aici, la ei pe Skype să-l băgăm. Eu nu știu dacă l-am simțit. Nu cred, dar mi-am uit. Ia să vedem. Mă uit în confaia, știi? Hai că îl întreb aici pe chat să ok, hai, întreabă-l. Enderman, no, l-a bătut în Enderman. Ok, asta e frate. Nu, pana mea, jumătate de inimă oricum. Cred că doar la... s-a uitat la el și l-a omorât cu jumătate de inimă. Uite, Rocky a ieșit, gata.
Bun, mai avem cam 15 participanți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nu știu de ce apare aici 16, probabil s-a pus un bug cu plus un jucător, dar nu e o problemă așa mare. Nu, atunci ți-am zis, deci am ieșit eu în clipa anterior. Da, în episodul. Și m-a băgat iar și probabil s-a, în fine, dar oricum noi o să știm cine e câștigătorul, știi? Da. Deci noi oricum o să știm cine e câștigătorul. Cafea albă, văd că este și el destul de bine, aproape are full iron, deci are șanse și el. Să nu moară foarte. Trebuie să facă rost de aura acum, să-și facă viața, știi? Ia să vedem pe Anușca, nu prea am mers noi la ea. Anușca cred că e cel mai prost echipat, are doar niște pantaloni de iron. Gândește-te dacă ar fi sau... omor niște scheleți și uite câți câini sunt pe lângă ea, câți lup de ăștia. Da, da, să-și faci o șatră de câini și ne. Mamă, eu cred că Anușca pregătește o strategie. Poate are full iron inventar și vrea să fie o țintă ușoară, știi, pentru... inamici și să-și se echipeze așa repede, bam! Orice posibil. Bă, dar n-a fost deloc lag până acum, știi? Nu, s-a mișcat totul perfect. S-au generat ceancurile când am... toate ceancurile sunt generate deja, deci... na, că mai șmecheria. Bă, în rest, ceilalți văd la cine am mai putea. La Broș, hai la Broș, că n-am... Ia să vedem, Broș. Broș, uite, frumos, wow, ai mining full, aici, vezi? E full diamond și avea și sabie de diamond, dar acum a schimbat pe iron, nu știu de ce, dar am văzut full eu... full pier. Da, da, vezi că avea sabie de diamond. Diamond? Da. Oh. Da, a schimbat repede pe... eu m-am apucat. Și o gură de sprite că mor aici, frate. Bun. Ia să vedem. Q-Pain, el o ducea destul de bine. Ia să vedem acum. Era full, încă e full pe aici. Full. Pe lângă mesa, pe aici, nu? Dar hai că nu e foarte mult apă, e numai zona asta așa cu ceva mai multă apă prin mesa pe aici, dar da. E chiar foarte interesantă e zona. E foarte fain spawn point-ul pentru fiecare jucător, a fost destul de echilibrat. Băi, gândește-te, dacă ar fi un player aici la mine, dă-te pe la mine. Să fie un player aici la mine și gen să n-aibă barcă sau ceva, să nuate. Păi să aibă un arc sau ce? A, să fie pe aici pe mesa, aici nebun. Da, mă, uite că se laudă în cici, că 15 gold, 8 diamond. Ești nebun. Și hai spune în gold, frate. Întrebăm gold, are cineva? Întreb? Să vedem? Da, băi are, ololo, și-a zis, 15 gold, a vrut să scrie gold. Au mă gold, ce ai? Eu 15, eu nicase, mamă, 7 bucăți. 7 bucăți. Super tare. Na, ia să vedem, Niță. Niță, ai și las-o la față. Eu nu am deloc gold, zice Pain. Lol. Parcă vezi că Pain are numai gold și zice așa la miște, știi? Cine mai face Niță? Vrea să facă mere, cred. Vrea să facă rost de mere? Cred. 19 gold. Băi, nebun. Oh my god. Super. Te mai pierde cineva viață? Nu, văd cafea cu chemico se țin la 3 inimi, frate. Nu vor să crească. Dar nici nu mai scad. 3 inimi, Niță 4. E clar. Vai, legend beta full, Mr. Oloș full, Nice Robby full, ce zici mă de ăștia? Broș! Sinner pe aici, uite și Sinner e aproape full, acum își pregește Bruce, full, ultimul pet necesar. Păi Sinner e full, ce mai? Mamă, avem foarte mulți care sunt full. Mă, eu zic că merge super ok, adică chiar nimeni nu că... este mai prejos. Spuneau ei că nu știu, uite, cafea zicea că nu știe, dar bă, s-a ținut până acum, frate. S-a ținut, da, uite, de 28 de minute n-a murit cafea, e ok. Uite-l pe legend cum se duce. Ia să vedem. Mama, aici are șanse de diamant. Eu cred că o să câștige Oh my god, Scream! Scream! TP Scream! Scream, ce faci, băiatule? Oh my god, i-a căzut grevel în cap și a murit. Oh my god. Vai, de capul meu. Deci cum? Deci îți dai seama, cred că mamă. Ce-a făcut Scream, dude? Bă, deci... vai de capul meu, a pierdut, băieți. Ce-a făcut, lor? I-a căzut Gravel în cap, nu știu, s-a băgat pe undeva. Nu știu cum a... uite că avea un drum pe aici, vezi? Avea un drum și probabil a săpat așa, nu știu. Nu știu cum. What the fuck, cine se aude? Aolo, cine se aude? Vlad, cum ai... uite că a intrat Vlad aici. Vlad, cum ai murit prima dată? Trebuie. Salut, bă, băieți. Bă, n-am murit în... aoleo, băi, cât de nervos, nu-mi vine ce să făcut, cred. Ce ai făcut, Vlade? Ce ai făcut? Deci mi-a picat netul, mă, am un virus în PC. Păi ai avut 3 minute. N-am avut timp să reinstalez Windows-ul și mă așteptam să pice, dar încă, nu știu, păi chiar... știi că puteai să intri. Aveai 3 minute știu, timp aveam de reconectare. 3 minute, dar n-am mers. Ia, Mr. Oloș spune... la PC. Mi-a adică dat, am putut să meargă așa. Mi-a dat damage un creeper și nu mi-a scăzut din viață. Asta nu e, bă, cred. Îmi pare rău, acum, na, v-am anunțat ca să-mi credeți să funcționez serios sau ceva. Ne... revedem într-un alt sezon, da, da, poate, da. Că oricum reinstalez Windows-ul, mi-am luat și SSD și mi-l pun pe SSD Windows-ul și programele și o să meargă mult mai bine. Okay. Oricum, mersi mult că am fost acceptat și asta e, ghinion. Data viitoare cu mai mult noroc, sigur. Ciao. Da.
Mersi mult, salut. Ciao. Ce spune Mr. Roloși, mă, că nu-i dă damage creeperul? De unde? Poate... Că tocmai zicea că a bubuit un creeper lângă el și că el a... Ah, dar și cafea zicea că l-a bubuit un creeper și că el avea nu, or fi, știi? Or fi exploziile off? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, sunt pe off exploziile. Sigur. Ah, poate a fost pe lângă creeper, nu... Da, nu, nu, deci mie mi s-a întâmplat pe serie de survival, creeperul era la un bloc de mine, dar nu știu cum era pe slab sau pe ceva, nu mai știu exact. Mm-hmm. Mai sunt bug-uri de genul când bubuie fix lângă tine la un bloc. Da, bug-uri din Minecraft. Deloc. Nu, mi s-a întâmplat și mie, mi s-a întâmplat. Deci mm-hmm. happened to me. Deci asta e testat. Nu știu da, de ce, și da. Faza e că noi suntem pe aproape vanilla, semi-vanilla, deci nu sunt plugin da, care da, să da. Afecteze exact. Lucrurile astea. Deci din Minecraft acest bug. Ia uite și Sneak aici. Mamă, fii atent. Mr. Ololoș e pe fundul oceanului. Deci Mr. Ololoș, ia dă-te pe la mine. Deci Mr. Ololoș s-a băgat. Va... A, nu-i... E aici. Deci, tu, vezi băgat... Cum, tu vezi cum e zona asta așa acoperită? Deci în față munte, da. În stânga munte. Și uite, el e aici jos. Ia să văd dacă da, uite cât a săpat în jos, frate. A făcut scară, pur și a simplu, făcut în scară, jos. Da. Oh my fucking god, a găsit 6 diamante, văd că se laudă acum pe chat. Nu, no, stai, să dau cu save, o să... în caz că plouă, știi? Mm-hmm. În caz că plouă, o să oprim noi ploaia. În rest, nu facem zi. Că zicea Niță să facem zi, dar boss, fai. Azi se mădălin tot în Mineshaft. Bă, o duce bine în Mineshaft, deci... Mm-hmm. Dacă mai ești bine echipat și ai grijă în Mineshaft. Da, uite, e ceva spawner? Unde? Nu, 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 erau doar mulți zombi. Mă uitam eu pe aici. Mamă, uite aici că lol, doi creeper fixe. Ia să vedem Niță, deci Niță cât are? 4 inimi. Cafea albă are 2 inimi. Oh my ai god. Inim, cafea? Da, Chemico are 3. Deci acum practic mai sunt 14 player, minus 1 că în dreapta. Da, da. Minus 1 player. Cafea albă e, mamă, uite, cafea albă vrea să urce aici, tu vezi și sus. Oh my god, eu în locul lui. Eu în locul lui mă băgam în mină, frate, și minam. Opa. Ah, oh, păi dacă e un schelete degeaba, boss. La, da, taie, că a făcut bine, a făcut, s-a gândit bine acum, deci. Da. La, deci uitați-vă la o secundă era. Da. Boss, s-a gândit bine, mă, dar să nu-l vadă scheletele. Dacă îl vede scheletele. Eu cred că vrea să-și facă bază în aer, mă. Ar merge. Da, de ce nu-și caută iteme? Sau eu cred că știi ce face, probabil să ia defense, să se bagă undeva ca să fie printre ultimii 10 cel puțin. Doar săracul cu cafea cum este ținut aici. Oh my aici. God, nu facem 10 euro. Și doi endermen acolo. Da, e foarte tryhard cafea, uitați-vă cum stă. Oh my, ia să încice. Nu știu ce ar mai putea face. Eu în locul lui cred că aș construi tot pe deasupra până la apă aici. Să până sari. La apă, ca să, exact, da, să sari în apă și... Nu, altceva? Noi vă se vrem uită stânga, mărți. Dreapta, nu știu ce să facă. Oh my god, oare să-i dăm un sfat așa, dacă e singurul cu doi inimi, dar e fapt nu, că apoi o să spună că favorizăm eu, că îl cunosc. Nu, 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 nu facem asta. Te nu, pe... fără de-astea că da. După zice că favorul, că da. De unde legend că beta cafea... Săracul cafea nu știe are prea mult. Are chestplay de fier, are două inimi, uite, uite, legend beta a găsit diamond. Wow, yeah. Super. A găsit un bloc aici de diamond, unul. Dar uite, are pickaxe. Are dar pickaxe. Ce să-i face pickaxe de diamond așa din start? Eu în locul lui mi-aș fi făcut boot și sabie sau, nu știu, cască și sabie sau... Mm-hmm. Poate are prea mult și ce să mă simți laude. Dacă te uiți, legend beta are full viață? Nu, are minus un viață. Bă, dar știi ce să-și facă pickaxe? Poate vrea enchanturi și îi trebuie obsidian. Da, mă, fortune, da. Na. Chestii, deci mergem. Bă, deci, mai 14 jucători rămași. Sneak, iasem pe sneak. Diamante, ce chipeni. Uite, a găsit pain aici, mamă, câte diamante. Sunt, yeah. Sunt curios câte diamante. Aici 4 pe exterior, dar vreau să văd fix câte diamante sunt. Ia. Mamă, 1, 2, 3, 4. Stai yes, să le ia. Le ia, opa. Mamă, 5, mult. 8, zice 6. 8. Mamă, 8 diamante. 8 diamante, wow, the fuck. Gâ, hai să-i spunem și noi gâ. Nu, doar atât? Da, Nice Robby, ce faci mai atât pe Nice Robby? Ce zice Nice Robby? Are și el, uite, are, dar mulți au full, mă rog, nu full, ci pickaxe de diamond. Și Legend Beta avea pickaxe de diamond. Pe mă, enchanturi. Da. Mm. Până la urmă nu este mini UHC, e UHC, UHC boss. Lol, da, aici, cred că ore. Și-a golit inventarul aici, că sunt niște sepling-uri și o floare. Și un seed. Oh my god. Și-a aruncat floricica acolo. Bă, Anușca ce mai face? Ia să vedem, TP Anușca. Oh my, a decis și Anușca că e timpul să se bage. Să se bage în mine, până mamă, acum asta. Mamă, uite ce-i în față, deci dacă minează. Mamă, e un șarpe de binuri și chestii. Oh, uite, un mineshaft. Uite ce e aici. Deci aici am văzut deja aur și diamante. Mamă. Aur, diamante, iron, nu mai spun cât. Mamă, uite, iar aur. Un depozit de diamant. Sunt foarte multe diamante. Și foarte mulți au fost pe lângă mineshaft.
Nu știu dacă toți s-au aventurat de Minecraft, dar azi Mădălin, sigur, apoi Joe a fost pe lângă. Ia să-mi pe Joe ce mi-a face. Cafea încă este aici. Adică în momentul de față cum sunt super blocat din cauza lor. Oh my god. Stăteai săracul cafea. Joe s-a eliminează. Ia să-i în cafea, te pe cafea albă. Încă e aici, ai nebun? Și așa da, se facă zi. Fiant, așa se facă zi nebunul. Vai. Și Enderman acolo dacă... E zi afară, nu, să nu-i adică poți să-i răspundă ăștia din joc, nu? Da. Mi-a zis da. Da. Nu, nu, hai să nu ne băgăm. Nu râdem, că după ei se prinde. Da. Au voie ei să discute între da. Dacă se mint unii pe alții... Dacă crede... Ia să-l vedem pe Snick. Nick, vrea să iasă afară, mă, deci Fiangel crede. O, a găsit diamante chiar atunci când voia să iasă afară. Acum? Da, 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 a găsit două sau unul, nu știu. O să iasă afară și să dea de zombie, ia să încel aștept afară dacă iese. Mai avem 4 minute, mai avem 4 minute din acest episod. Și încă o dată vă spunem, băieți, dacă vreți să susțineți seria și viitoarele sezoane care posibil vor fi, dacă voi apreciați într-un număr foarte mare aceste clipuri, ar fi super fain. Tu vezi că Niță mai are 4 inimi? O, e lângă, oh! Oh my god! E lângă border, vezi? Ce? Ăștia sunt câinii lui Niță! Niță are câini! Niță are câini, nu vă să cred, are 3 câini și nebun! Da, da, da! Și-a făcut șatră de câini! Deci cât de bine! Mhm, e un punct tare pe care l-a îndeplinit să-și facă o șatră de câini. Ia să-mi dacă mai găsește pe aici. Cine a întrebat? O bucăți de aur? Da, că nu știe săracul cafea cum se face golden apple. Dragă. Oh my god. Nu știu ce urmăresc câinii lui Niță. Le-a dat oase. Bă, sunt curios dacă cineva chiar s-ar risca să obtingă. Chiar s-ar risca să-și facă notch apple. Deci notch apple-ul mie la UHC mi se pare super prost. Pentru că îți dă viața cât un golden apple simplu. Chestia e ca e regenul ăla, dar gen dacă tu mănânci apple-ul și vede adversarul că îl mănânci, adversarul ăla fugă, nu? Da. Și fuge până când se trăne efectul și după ai belit-o, nu? Da. Ceva de genul. Și că The Link, Zandrei, cât cereți pe 3.000 euro pe? Ce 25 de euro? Punem 9. La mine banii, zice. Ei au destui. Hai că mai avem pic, se apropie 40 de minute de când a început UHC-ul. Da, da. Dar tot, mi-a plăcut că s-au descurcat. Au fost 3 care au murit, bă, se mai întâmplă. Asta e. Uite-te lângă mistorul lor, boss. Aur, ești nebun, deci dar dacă are X-ray, hai să-i dacă are X-ray, dacă avea X-ray. Nu, eu aș face stânga ca aud lavă. Eu de obicei când aud lavă, mă duc după lavă, dar văd că, bă, da, uite, a găsit aur și aici, ești nebun. Oh my fucking god. De ce presim că el o să fie câștigătorul? Dar uite, s-a dus în linie dreaptă, efectiv, boss, da, deci da. Linie dreaptă. Pac, aur, dar are și în stânga aur și în dreapta aur. E blindat de aur. Lol, man. Mamă, mere să aibă. Are fucking kid. Bă, de ce n-a făcut și stânga aici? Că mai are aici aur și n-a făcut stânga. Da. E, asta e. Eu mă duceam după lavă, v-am spus. Știi, pe lângă lavă găsești și diamante și aur, știi? Da. Și ia când auzi vedem. Lavă... Asta e Mădălin. Era prin Minecraft? Uite că nu mai e prin Minecraft. Ea a coborât un pic mai jos și s-a spart un pic, ex am auzit. Da. Ia să vedem pe X Super Joe. X Super Joe ducea destul de bine și el. Oh my god, X Super Joe are boost de diamond. Oh my god, are și sabie de diamond. Și sabie de diamond și târnăcop, nu? O duce foarte bine, Joe. Nu, n-are târnăcop. Poate îl păstrează, poate are târnăcop, dar îl păstrează pentru un șan, cine știe. Era să spun că și cafea o duce bine, hai să ne uităm la cafea. Cafea e cel mai... Tot aici sus. Eu cred că s-a dus să-și facă un cafea și a rămas aici. Doamne. S-a dus să-și facă un Nescafe 3-in-1 ceva și a rămas aici. Se face zi așa încet, încet. Bă, dar de ce nu ești el inspirat, bă, să facă aici 3 blocuri să coboare, you know? Deci... Nu știu. Ia. Oh my god. Stai că vrea să se apucă acum de treabă. Nu? Da, crezi, nu știu, eu știu ce. Uite cum zic că și pentru care va viața nu și-a pierdut nimic. Are o prăjiturică pe skin. Da? Până când putem sta în mine sau nu este o regulă? Nu este o regulă, pentru că o să înceapă borderul să se scurteze. Să se micșoreze, scurteze, da. Adică oricum după uite, încă 20 cafea. De minute până când începe. În 20 secunde trebuie să închidă episodul. Ei, anunțăm noi, nu-i bai. Da. Uite-l pe cafea aici, frate, cum s-a băgat. Cafea s-a băgat în... Oh my god, s-a uitat la Enderman. Să nu se bată cu... Știi că ziua, pe engine nu sunt supărați, știi? Da, știu. Decât dacă îi ataci. Decât dacă îi ataci, da, dar ziua da, așa... Cred că s-a uitat la un Enderman, sau poate mi s-a părut. Ia zi, Enderman, apucăm de oprirea clipului.
Ne apucăm de oprirea clipului, mamă. De încheiere, vreau să spun. No, bine, bai, că eu pregătesc eu anunțul, tu vorbești acolo. Ok, păi cam ăsta a fost și episodul numărul 2. Vă așteptăm și peste 2 zile la episodul numărul 3. Și bineînțeles, aveți link în descriere către toți participanții din acest concurs, dacă vreți să vedeți și nu știu, perspectiva altora, da. Și nu uitați, bă, să apăsați butonul de like, să strângem acolo foarte multe like-uri. V-am pupat pe toți, ceau.